Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stănciu sunt astăzi la tribuna polisportivă, vorbim despre fotbal, dar nu înainte de a saluta extraordinara performanță a echipei de rugby, care sâmbătă pe stadionul național Arcul de Triunf din capitală a cucerit Cupa României, o performanță cu totul excepțională în condițiile în care sportul timișorean, din păcate, se zbate într-o mediocritate fără precedent și deja asta se întâmplă de mulți ani, nu doar în ultimii ani. Să spunem că ultima dată un trofeu pentru Timișoara la sporturi pe echipe a fost adus de clubul de echipa de handbal masculin SCM Politehnica, tot Cupa României 2019, iată au trecut 3 ani de atunci și aceste două echipe, cea de rugby și de handbal masculin, fac parte din același club, Sport Club Municipal. Îi felicităm pe cei de acolo și le dorim să repete cât mai des aceste performanțe. Invitat astăzi este domnul Miodrag Todorov, sau Todorov, depinde de cum pun accentul, el este sârb, sârb de-al nostru de aici, din Banat. Îl știți cu siguranță pentru că a activat atât ca jucător la clubul nostru, la Politehnica, inclusiv în primul sezon de Ligă Secundă, 2016-17, dar este deja de mai mulți ani preparator fizic în cadrul Academiei Poliste. De asemenea, este începând din acest an preparator fizic, atenție, la Naționala de Seniori a României, a fost cooptat odată cu venirea lui Eduard Iordănescu, deși are doar 26 de ani, în această primăvară va împlini 27. Miodrag, bine ai venit în emisiune! Bună seara, bine v-am găsit! În primul rând, mulțumesc pentru prezentare și vreau și eu să felicit echipa de rugby a orașului. E o mare performanță, așa cum ați menționat, după mult timp, e o secetă mare de performanță și ceea ce fac băieții de la rugby e extraordinar. Cum ai ajuns preparator fizic chiar la cea mai importantă națională a țării? Să spunem că ai fost și până acum, până în acest an, ai fost preparator fizic la Naționala de Tineret Under 20, cea antrenată de Bogdan Lobonț. Națională unde mai sunt doi poliști acolo în staff, este Vili Harasim, team manager, la centrul nostru de copii și junior la Poli, el este antrenor de portari. De asemenea, celebrul China, Adrian Rus, poreclit China, este kinetoterapeut atât la noi la club, la seniori, cât și la această națională Under 20. Deci cum de ai ajuns acolo în condițiile la Naționala Mare, în condițiile în care eu nu știu ca tu să fi lucrat vreodată cu Edi Iordănescu? Da, este corect. Nu am lucrat niciodată n-am avut plăcerea până acum să lucrez cu Eduard Iordănescu, dar fiind în federație de 2 ani și jumătate, ăsta e al treilea an, am activat la loturile de juniori. Primul an, după când s-a înființat Național Under 20 în stafful lui Bogdan Lobonț, eu lucrând cu generațiile 2002-2003, cunoscând foarte bine jucătorii, a fost un considerent pentru care am fost luat în staff la Under 20 pentru a avea continuitate. De acolo am parcurs jumătatea asta de sezon, între ghilimele, că nu avem nicio competiție oficială la nivelul Under 20. Am parcurs acest început de sezon cu U20, iar ulterior, când s-a schimbat stafful la echipa națională, a fost nevoie de doi preparatori fizici. Practic sunt împreună cu un coleg de-al meu, care a mai lucrat cu Eduard Iordănescu, Cristian Dragotă, se numește. Da, am auzit. Este preparator fizic, este în continuare preparatorul CFR Cluj. Dar este part-time și la Federația Română de Fotbal, la echipa mare. Da. Să spunem că, să repetăm, că ești foarte tânăr. Da, ai renunțat la cariera de jucător, o carieră promițătoare, pentru că vom spune, ai făcut parte din această celebră selecționată a Timișului la Under 16, ai renunțat foarte devreme, te-ai axat pe această meserie, iată, deja ai ajuns să în straturile înalte ale fotbalului românesc și eu mă bucur tare mult, mă bucur să avem tineri atât de pregătiți. Vreau să ne spui două vorbe despre, nu despre jocul naționalei cu Grecia și Israel, dubla încheiată săptămâna trecută prin meciul de la Netania. Jocul l-am văzut cu toții. Dar eu știu despre băieți, despre feedback-ul pe care l-ai avut din partea lor la pregătire la asta. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Feedback-ul este unul foarte pozitiv. Jucătorii, în general, la echipa națională vin foarte montați, foarte focusați, nu prea cum crede lumea, imaginea asta despre fotbalistul român în special,
cu nasul pe sus, cu diferite apariții în tabloide și așa mai departe. Acolo, când se intră în Centrul Național de Fotbal, lucrurile se schimbă, toată lumea vine focusată, pregătită, inclusiv staff-ul. Mesajele noastre sunt întotdeauna unele de încredere și de a încerca, ca după destul timp, să ne calificăm din nou. Asta e mesajul, să zic, leitmotivul pe care încercăm să-l transmitem noi ca și staff. Iar legat de interacțiunea cu băieții, a fost foarte interesant, pentru că sunt jucători de calibru, atât cât ne permite la ora actuală nivelul țării, dar avem jucători care joacă în campionate puternice și la echipe puternice. Iar pe de altă parte am întâlnit și foști colegi de-ai mei, pentru că am avut șansa să joc împreună cu, de exemplu, Marius Marin, mi-a fost coleg, Dejan Sorescu mi-a fost coleg de echipă în cadrul centrului de copii. Exact. Și George Pușcaș. Nu, la Poli l-ai prins și la noi, la senior, pe Dejan. Nu, pe Marius l-am prins în sezonul de Liga 3-a. Da. Da. Iarăși cu Mitriță și cu George Pușcaș am jucat la Naționala de vârstă, de 95. De junior. De junior, da, la loturile naționale. A fost interesantă revederea din altă postură. Da, eu îmi doresc tare mult ca acest staff nou al tricolorilor să duceți Naționala spre Euro 2024, să spargem odată perioada asta atât de neagră, eu spun cea mai neagră din istoria fotbalului românesc, pentru că noi mereu, voi repeta asta, mereu am avut fotbaliști de mare valoare, din păcate acum nu mai avem, dar să sperăm că, eu știu, acești copii, Octavian Popescu, Drăgușin, care mai sunt, care vin din urmă, iată, 2003, o generație care s-a calificat la turneul final, iarăși o calificare după mulți ani, ai lucrat și cu ei, ai spus chiar la Națională, mai în anii din urmă. Două vorbe și despre calificarea lor. Doru Andrei al nostru este acolo, exact. Denis Radu poate fi la turneul final, a cochetat, e fostul nostru portar. Sigur. E o generație foarte, foarte faină, dacă ar fi să folosesc așa un cuvânt. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu ei și cu domnul Adi Văsâi, care și el a fost în Timișoara, la Centrul Național de Fotbal, centru, cum se numea? La grupa de 2000, da, nu? Da, la grupa de 2000. A lui Trip, Sefer, George. Era acel proiect în care aveam centre naționale de fotbal în Timișoara, Târgu Mureș și undeva în țară. Îi felicit și pe această cale. A fost foarte interesant să lucrez cu ei. E o generație foarte bună. Îi așteptăm din urmă să vină la echipa mare și mulțumesc pentru urările de a încerca să ne calificăm și ne dorim cu toții. Cu toții ne dorim. Asta, cu toții ne dorim să nu mai avem parte de scoruri cum s-a întâmplat la Under 20, chiar fosta ta echipă. Da, da. Înfrângeri dureroase în deplasare la scoruri categorice. Sau să vedem Norvegia-România 12-0 la junioare, la fete, fotbal feminin, Under 17, sunt scoruri, trebuie să lucrăm mai mult. Vreau să te întreb de ce ai lucrat doar, cred că două luni preparator fizic la echipa noastră de seniori, la Politehnica mă refer. Ai preferat să rămâi în cadrul centrului juvenil. Mi-amintesc pe vremea lui Tavi Benga a fost o scurtă perioadă. Da, o scurtă perioadă. Domnul Tavi Benga mă cunoștea încă de copil fiind. M-a chemat alături de el după ce a terminat pregătirea și începuse deja campionatul, pentru un preparator un moment dificil să preia o echipă, pentru că nu făcusem eu pregătirea. E o chestie pe care e foarte greu să o controlez. Dar cu toate astea am acceptat pentru încrederea pe care mi-a oferit-o. Iar ulterior am făcut rezultatele alea foarte bune, am ajuns destul de sus în clasament. Iar ulterior s-a produs schimbarea cu Dan Alexa. La fel, Dan mi-a fost și mie antrenor, mi-a fost și conducător la Caransebeș. Mă cunoștea foarte bine, dar avea un om în staff-ul lui pe poziția asta. Mi-a spus că pot rămâne și eu, dar asta însemna să modific puțin termenii mei de colaborare cu federația și să renunț la anumite loturi pentru a putea rămâne lângă echipă, ceea ce aș fi făcut pentru poziția de preparator principal, dar pentru un ajutor în cadrul staff-ului nu mi-am permis să fac asta. Am înțeles. Câți ani ai de când lucrezi la centrul de copii? Am lucrat
La început, în facultate, am făcut ca un fel de practică. Bănuiesc că ai făcut educație fizică și sport, nu? Da, am terminat educație la fizică și sport. Da. Și domnul Remus Datcu, care e și el în cadrul centrului de copii, el ne-a luat pe rând pe mine, pe Vlad Nicoară, pe Cătălin Stănile, care e actualul preparator la echipa mare. Ne-a luat să exersăm, să începem să ne construim carierele astea și să facem mână puțin cu centrul de copii. Da, și iată, cariere foarte frumoase, așadar, tu ai ajuns la Naționala de Seniori. Vlad Nicoară este la UTA, la echipa de seniori. Da. Și la Naționala, și la Naționala de Senioare, da. La fotbal feminin. La seniori nu mai este, dar va rămâne la U21. La seniori la nu fete. Mai este. Nu, la băieți. Deci la fete nu mai este. La fete nu va mai fi, pentru că va rămâne la U21, unde a mai fost. Unde și mai inclusiv fost. La turneul final european. Sigur. De anul trecut cu Mutu. O să-l vedem acolo. Da? Și la turneul de anul viitor, unde suntem deja calificați fiind gazde. Alături de Georgia. Alături de Georgia, vorbim de under 21, tineret. Da. De asemenea, Cătălin Stănilă este la echipa noastră de seniori. Iată, da. Remus Datcu este la centrul de copii și juniori. Suntem foarte, foarte bine acoperiți. Aici suntem chiar acoperiți la nivel de cupe europene, la partea de pregătire fizică. Vreau să te întreb și pe tine. Se tot bate monedă de mulți ani în fotbalul nostru pe partea asta. De preparatorii fizici italieni, a fost o adevărată modă la un moment dat și noi, pe vremea lui Marian Iancu, am avut aici preparatori fizici italieni. De Thomas Neubert cu metodele, cu TRX-ul și așa mai departe. Okay. Care este părerea ta, pe ce linie mergi tu? Eu? Da. Eu am avut ocazia să, ca să răspund la întrebarea anterioară, atunci am început să profesez pentru centru de copii din postura de voluntar și ulterior un voluntariat plătit cu o sumă modică, dar ulterior am plecat în Italia și aici se leagă cu următoarea întrebare. Ulterior am plecat la o parte din studiile mele pe care le-am făcut acolo, am plecat în Italia la studii. M-am întors și când m-am întors din Italia în 2020, da, în primăvara lui 2020, de atunci sunt și în cadrul Politehnicii la centru de copii. Deci atunci am revenit, așa că am lucrat în două perioade chiar la centru de copii. Chiar înainte de pandemie. Exact. Da. Chiar când a venit pandemia, din cauza pandemiei m-am și întors. Și câți ani ai stat în Italia? Doi ani. Da. 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 Acolo ai și activat în cadrul unui club de copii? Sau? Da, am studiat la o universitate de acolo printr-un proiect, să zic, o firmă de GPS-uri, de monitorizare sportivă. Să nu dai numele firmei? Nu, nicio problemă. Da. Prin ei am reușit să ajung la o echipă de Liga A6-a prima dată și după care, al doilea an, am reușit să fiu la o echipă de Serie C, de Liga A3-a, Vis Pesaro se numește asta, cred că pot să spun. Da, sigur. Cam asta am făcut eu în Italia, deci oarecum mă regăsesc puțin cu stilul italian, dar în meseria noastră cred că e foarte bine să culegem informații din diferite zone ale lumii, pentru că fiecare zonă are cumva specificul ei, ca și metode, ca și abordare, ca și diferite. Așa este. Și cu siguranță nu există o rețetă unică, așa cum siguranță. Nici la antrenori vedem stilul tiki-taka al lui Guardiola, vedem stilul lui Jurgen Klopp, care este mai, eu știu, mai bătăios, mai direct pe poartă, să zic. Fiecare merge cu... pregătirea fizică, ne amintim cu toții noi, cei cu părul mai alb, cum pe vremuri se făcea, Poli mergea la Herculane, făcea pante de, îi zăpăceau pe băieți, Steaua mergea la Forban prin Nămeți, alergau urși pe acolo, poate că exagerez. Astăzi echipele merg în Turcia, în Cipru, în Spania, s-a renunțat la încărcătura aceea, cel puțin asta vedem noi din exterior, mulți se lucrează cu mingea. No, încărcătura se produce în continuare, ea poate fi produsă condiții. Și cu mingea și fără, dar e ingredientul de bază pentru care noi muncim și încercăm să-l îmbunătățim, este adaptabilitatea. Adică, din punctul meu de vedere, e foarte important să cunoști cât mai repede, dacă preiei o echipă nouă, cât mai repede lotul de jucători, vârsta lor, nivelul lor de fizic și așa mai departe, condițiile din ambientul clubului. Iar cunoscând lucrurile astea să te adaptezi, e foarte important adaptabilitatea asta, să ne adaptăm și să încercăm să folosim metode și mijloace potrivite. Da, mi-o drag, cum de te-ai lăsat așa de vreme de cariera de jucător? Erai la Liga 2, la Poli,
echipa era în creștere, logic, după un prim sezon de Liga 2, tu ai hotărât să... Nu mai știu dacă în 2017 ai plecat la un alt club? Nu mai țin minte anul, dumneavoastră știți mult mai bine. Pe ani nu stau foarte bine, pe memorie. Dar am jucat ultimul sezon de Liga 3, am promovat cu echipa și am jucat primul... Cred că 10 meciuri în Liga 2. 10 meciuri, da, atât am jucat eu. Dar am stat tot turul până în iarnă. Tot turul, deci returul de campionat. Da, turul de campionat. Sau mă rog, până în iarnă. Uh-huh. În iarnă am făcut pregătirea, iar după s-a renunțat la serviciile mele de jucător. Și de acolo pentru mine a fost atunci a fost pentru mine clicul pentru care m-a dus în postura asta. Te-ai gândit asta. Că poate nu vei ajunge la marea performanță în fotbal și să-ți pregătești de timp o carieră într-un alt domeniu. Era o muncă foarte matură. Tu erai foarte tânăr atunci, aveai 21 de ani. 20 de ani ceva de genul. 21 de ani. Da. Am încercat să-mi continui cariera, mai erau din păcate o zi sau două de transferuri și am încercat cu un ultim forcep să mă duc la Satul Mare. Era Liga 2. Liga 2, da, era Bogdan Andone antrenor. M-am înțeles cu cei de acolo, ulterior l-au luat pe Cristi Daminuță, pe poziția mea. Eu am probabil poziția ta de stoper, da, probabil Dami nici nu știe detaliul ăsta, poate se uită la emisiune. Dar nu contează. Daminuță, celebrul jucător Timișoara, celebrul pentru că a fost legitimat și la Milan și la Internaționale. Da, da, o carieră impresionantă până... Da, păcat că nu s-a realizat pe măsura talentului. Exact. Dar mă rog. Deci, am încercat, asta spuneam, am încercat să continui, văzând că nu merge sub nicio formă, am ales să vin aici la Liga 3, la Jarmata, dar am luat cartea în mână și am început să studiez mai serios. Și când ai renunțat definitiv la activitate? Definitiv... Cât ai mai jucat la Jarmata? Cred că la fel, am jucat a doua parte a sezonului la Jarmata până în vară, iar din vară am încercat... M-a chemat domnul Sorin Bălu, cunoscându-mă din trecut, la Dumbrăvița. Era atunci echipa de Liga 4 care își dorea să promoveze. Am încercat, am fost, cred, 2 sau 3 meciuri, iar ulterior m-am angajat în cadrul unei săli de fitness. Știam că vreau să fac trecerea spre sportul de performanță și la puțin timp am și plecat din țară. Am înțeles. Câteva amintiri de la frumoasa perioadă Politehnica. Ai prins promovarea din Liga 3-a, ai prins primul sezon, primul tur în Liga 2-a. Niște vremuri, nu a trecut mult de atunci, doar 6 ani, să zic, dar ne par așa de un romantism extraordinar. Exact. Asta mă pregăteam și o să spun, foarte romantică perioada. Pentru mine personal a fost un vis împlinit, că nu sunt cuvinte mari. Mi-am dorit de mic să joc pentru Poli. Ok, mi-aș fi dorit în Liga 1, dar nu, din păcate nici acum nu am șansa copiii noștri să joace în Liga 1. N-am avut-o nici eu, dar am jucat totuși pentru prima echipă. Am jucat cu mii de oameni în tribună, câți au fost la Liga 2. Care mergeau în deplasări și merg și azi. Au fost, iată, și la Miercurea Ciuc. Exact. Pentru mine a fost ceva fantastic. Și mai ales promovarea. Vă amintiți foarte bine. Ai făcut cuplu cu Cristi Gălan în centrul apărării, care era capitanul Politehnic. Cu care și lucrez acum la centrul. Da, el fiind antrenor la grupa de 2006, o grupă foarte bună, care, iată, a dat deja un jucător aflat în, să zic, în lotul lărgit pe Erceanu. Da, pe Răzvan Erceanu. Luat de antrenorul Nicu Croitoru în iarnă în pregătiri. E mare lucru la 15 ani să te antrenezi alături de Mera, de Scutaru, de Ignea și ceilalți. Sunt și alții. Urmează să vină. Și nu doar din generația asta, dar cu atât mai mult. Știu că avem și internațional de juniori, tot mai mulți. Eu mă bucur. Puțin. Avem rezultate bune. Suntem în Liga Elitelor la 4 categorii de vârstă. Chiar că n-am prins play-off-ul, din păcate, la Under 19 și Under 17, dar se muncește bine la club. Totul e să și integrăm încet acești copii în asta e ținta, să-i creștem pentru echipa mare. Da, Miodrag, vreau să te întreb acum de performanța reușită de selecționata județului Timiș în 2011, iată, au trecut deja 11 ani de atunci. Wow. A fost singura ediție organizată de FRF la nivel de selecționate județene, la categoria Under 16, la juniori, și ați câștigat finala pe țară, ați fost campion național, învingând în finală chiar Bucureștiul. Mi-amintesc că am fost pe Dan Păltinișanu la acel meci, ai făcut parte dintr-o generație foarte bună, antrenată de Cristi Contescu, fostul mijlocaș polist, antrenor cunoscut la nivel juvenil după aceea.
alături de Dorin Rotariu, care a ajuns în Naționala României, alături de Cristi Bărbuț, Cristi Bocșan, Dejan Boldor, da. Da, jucători care au ajuns la un nivel bun. Da. Ați fost o echipă cu multe talente acolo. Două vorbe despre acea performanță. A fost foarte drăguț, nu? Foarte interesant pentru noi, fiind copii, 16 ani, a fost ceva de vis, la fel. A fost foarte multă lume pe Dampul Tinișanu, primul nostru meci pentru fiecare dintre noi. A fost interesant. În dublă manșă s-a jucat, da, la București. Și încă mă uit, fiind în federație, la Buftea, la Centrul Național de Fotbal, pe culoarul de la vestiar sunt foarte multe imagini de la toate trofeele din perioada aia. Toate finalele jucate de către copii, printre care și a noastră, și sunt imagini cu, chiar cu mine când ridicam cupa și acum le arăt copiilor care sunt și ei de vârsta asta, uite, stați eu. Nu mai știu, erai capitanul echipei? Da, am fost capitan erai atunci. Erai capitanul echipei, uite, asta nici nu mai mi-aminteam. Unde erai legitimat atunci, la club? La ACS Polim, sau nu era nu, încă ACS era Polim. Încă era Marian Iancu. Marian Iancu, da. Fece Timișoara, așa se numea atunci, oficial. Acolo era. Fece Timișoara, da. Da, generația chiar, de 95, a lui Dorin Rotariu. Da, eu jucam LPS Banatul. LPS Banatul, da. Am jucat mai mult pentru generația de 94, eu cu Dorin și cu, da, și cu Cristi Bocșan, mai mult pentru Tony Foale, pentru domnul da, Foale. Da, da, erați cu un an mai mici, dar erați valoros și jucați pe am fost aleși acolo, am fost cum chemați. Cum Boldor era 95 și juca cu 94 LPS, la liceu Banatul, da. Cristi Petcu, antrenor, generația lui Stelianu Filip. Da. Da. Iată lucruri foarte interesante, sperăm că vom avea titluri și la juniori. Am avut, să nu uităm, deja ASU Politehnica, să zic, în actuala structură, un titlu în 2016 cu generația chiar de 2003 antrenată de Iulian Prodana, a câștigat titlul național, generația lui Denis Radu, Borbei nu știu, era atunci în 2016, da, nu era, amintesc, cred că dacă atunci venise deja, da. Da, da, generația lui Bârlovean, Bot și eu știu, știți dumneavoastră pe toți, Cristodulo, nu mai știu care erau atunci, în 2016. Da, mi-o dragă, iată că timpul trece foarte repede și am avut foarte, foarte multe de discutat. Eu îți mulțumesc frumos, îți doresc spor la treabă, că ești toată ziua prins pe drumuri, cu multe activități și e foarte bine. Sincer, ești un model de urmat pentru tinerii care doresc să realizeze ceva în viață. Nici nu știu dacă vreodată în istorie națională a avut un preparator fizic mai tânăr decât tine, abar n-am, poate odată voi verifica. Ce să spun? Sănătate, în primul rând. Mulțumesc. Colegul dinaintea mea, Horațiu Baciu, a fost probabil cu câteva luni mai tânăr, da, pus în poziția asta. Cu Mirel Rădoi? Cu Mirel Rădoi, da. A avut și el un preparator foarte tânăr. Se dorește un pic schimbarea după nume, asta. Dar nu-l cunoșteam, nu-l cunosc personal. Un băiat din Cluj. Foarte, foarte bun. Da. Este foarte bine că, uite, te-ai specializat și în Italia, în domeniul ăsta, care este, poate, țara preparatorilor fizici din lumea asta. Și sperăm că prin acești oameni, prin acești oameni minunați pe care i-are și Politehnica, vom reuși să redevenim ce am fost cândva. Poate anul viitor, de ce nu, să în 2023 vom sărbători o promovare, poate vom sărbători și începerea construcției unui nou stadion și așa mai departe. Că vedem ce frumos e pe nocturna din Giulești. Am văzut și sâmbătă cu Botoșaniul la televizor. Mulți dintre noi am văzut sau ați văzut pe viu ce s-a întâmplat când a fost Poli acolo. Iată, și cu o echipă de Under 16, cea antrenată de Cristi Gălan, și cu o echipă de Old Boys și cu echipa de seniori. Mi-o dragă, îți mulțumesc tare mult! Mulțumesc pentru invitație, sărbători fericite că urmează sărbătorile pascale și multă baftă Politehnicii! Așa este, avem nevoie, da, să ștergem rezultatul de la Miercurea Ciuc, 0-3 ăsta. Avem o săptămână de pauză, că va sta echipa în etapa următoare. Vă mulțumesc frumos, ne revedem miercuri la Istoria Fotbalului.